seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Fostul deputat român Cristian Rizea, condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare peste Prut, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova și extradat aseară în România. Din a doua încercare, judecătorii au ales astăzi noi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și de această dată ședința Adunării Generale a Judecătorilor a fost cu năbădăi. Trei oameni au murit în urma unui incendiu izbucnit aseară într-un bloc din capitală. Un apartament a luat foc. Iar Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei. Mai multe clădiri au fost lovite și sunt peste 23 de persoane decedate. Fostul deputat român Cristian Rizea a fost extrădat în România seară. Odată ce a trecut frontiera peste Prut, Rizea a fost încarcerat. Colega noastră, Daniela Andreev, vine cu amănunte. Daniela, bună seara! Bună seara, Valeria! Bună seara, doamnelor și domnilor! După aproape 5 ani de când a fugit în Republica Moldova, unde s-a ascuns de justiția din România, Cristian Rizea a fost predat aseară autorităților de peste Prut. Biroul de migrații al Ministerului Afacerilor Interne a anunțat despre asta după ora 10 seara, fără să spună clar de ce acum se întâmplă acest lucru și care au fost motivele ce au stat la baza acestei decizii. Instituția a precizat doar că fostul deputat român a fost declarat persoană indezirabilă pe un termen de 15 ani în țara noastră. După ce a trecut frontiera, Rizea a fost preluat de poliția din România și plasat într-un penitenciar din Vaslui, acolo unde va sta 21 de zile în carantină, după care va afla mai multe despre regimul în care urmează să-și ispășească pedeapsa, având în vedere că anterior a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. Acestea sunt informațiile. În continuare vă invit să vedeți mai multe detalii despre extrădarea fostului senator român. Cetățeanul României Rizea Cristian a fost declarat de către Inspectoratul General pentru Migrație persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani. Conform procedurilor legale, străinul a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul național de către personalul specializat al Inspectoratului General pentru Migrație. A anunțat instituția subordonată Ministerului de Interne aseară după ora 22. Autoritatea responsabilă nu precizează însă care au fost motivele ce au stat la baza deciziei, dar a scris despre prevederile legislației în astfel de cazuri. Declararea străinului persoană indezirabilă este o măsură asiguratorie dispusă împotriva unui străin care a desfășurat, desfășoară ori în a cărui privință există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică, spun cei de la Inspectoratul General pentru Migrație, menționând că declararea unei persoane indezirabile se poate face fie din oficiu, de către autoritatea competentă, fie la propunerea unor alte autorități din domeniul ordinii publice și al securității naționale care dețin date sau indicii temeinice, ce ar demonstra că este pusă în pericol securitatea națională sau ordinea publică. Am încercat să aflăm de ce decizia a fost luată acum, dar nici responsabilii de la Inspectoratul General pentru Migrație și nici cei de la MAI nu ne-au răspuns la telefon. Poliția de frontieră ne-a confirmat doar că Rizea a fost escortat pe la Vama Leușeni Albița. Ulterior, Inspectoratul de Poliție al României a anunțat că l-a preluat pe Cristian Rizea, plasându-l într-un penitenciar din Vaslui. Odată ce a pășit în penitenciarul de la Vaslui, Cristian Rizea a intrat într-o perioadă de carantină ce va dura 21 de zile. Iar în acest răstimp, fostul deputat va afla pe de o parte care sunt secretele sistemului penitenciar românesc, dar mai ales va fi evaluat din punct de vedere medical și educațional. Iar după epuizarea celor 3 săptămâni, fostul politician condamnat definitiv la 4 ani și 8 luni de închisoare va afla și regimul în care va trebui să-și ispășească pedeapsa, iar în cazul său, spun surse oficiale, acest regim va fi unul închis. Avocatul lui Rizea nu ne-a răspuns astăzi la apeluri pentru un comentariu.
În cei 5 ani cât s-a aflat în Republica Moldova, Cristian Rize a fost implicat în mai multe scandaluri. După ce a fost eliberat din penitenciar, fiind cercetat în libertate pentru fals în acte, Rize era prezent la majoritatea protestelor sau proceselor de judecată de rezonanță. Acesta și-a făcut o emisiune online în care venea cu declarații în adresa mai multor persoane publice, începând de la funcționari, artiști sau jurnaliști. Pentru asta a fost acționat în judecată, având pe rol mai multe procese pentru defăimare. Fostul deputat român a fugit în Moldova în 2018 după ce a fost condamnat în România la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. Ați primit 300.000 de euro pentru trafic de euro. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Domnule deputat. Aici a obținut cetățenia Republicii Moldova, dar ulterior, la sfârșitul anului 2020, aceasta i-a fost retrasă printr-un decret semnat de fostul președinte Igor Dodon. Ministerul Justiției de la București a cerut extrădarea fostului deputat român, iar acesta a fost reținut. Spuneți-ne, vă rog, și Plahotniuc, pentru ei sunt cătușele astea, da? Dodon că va ajunge curând în 15 noiembrie la pușcărie. Vă extradează? Vă extradează? Nu mă extradează, pentru că este lege. O să cereți azil politic? Am cerut deja. Totuși, Rizea nu a fost extradat, întrucât a contestat decizia prin care i-a fost anulată cetățenie, iar până la pronunțarea instanței, acest lucru nu se putea întâmpla, spuneau avocații. Totuși, acesta a fost plasat în arest. Vreau să știți că sunt cetățean moldovean și totul este o scenare. Asta e un pretext, nu vedeți că nu mă poate extrada nimeni? E un pretext ca Plahotniuc să nu-și plătească datoriile. După jumătate de an, timp în care s-a aflat în penitenciarul 13, Cristian Rize a fost eliberat pentru că, potrivit avocaților, a expirat termenul în care o persoană poate fi reținută în vederea extradării. Bună ziua și Hristos a înviat! Vlad Plahotniuc și Igor Dodon m-au ținut-o static în penitenciarul 13 aici. Nu a trecut mult și Rize a anunțat că se lansează în politica moldovenească, intenționând chiar să participe la alegerile parlamentare din vara anului 2021. Eu am decis să merg poate independent și în funcție de asta vom vedea până la final, până pe 10-11 iunie, când e ultima zi, vom vedea exact dacă un partid are coloană vertebrală aici. Nu a fost acceptat din cauza problemelor cu actele pe care le avea, mai exact incertitudinea din jurul dobândirii cetățeniei moldovenești de către acesta. Între timp, Rizea și-a creat o emisiune difuzată la un post de televiziune din România, dar și pe platformele online Facebook și YouTube, în care făcea tot felul de declarații calomnioase la adresa mai multor persoane publice. A fost ceva bombă astăzi în sediul unei instituții publice putredă de corupție. După ce a venit cu mai multe acuzații asupra unor politicieni, artiști, jurnaliști sau alte persoane publice, Rize a fost dat în judecată, iar acum are pe rol o serie de dosare pentru defăimare. Golanul ăsta de Ișan, la ce număr are? La ce face golanul ăsta? La ce oră vine? Vagabondul ăsta de Mircea Ișan, nu știți, nu? Nu știți, nu? Golanul ăsta. Da, prieteni, suntem aici la ASP. Da? La mafia asta. La fel, Rizea nu lipsea de la manifestațiile publice sau de la scandalurile organizate prin incinta judecătoriilor, procuraturilor sau instituțiilor statului. Rizea este acuzat că a indicat date false în cadrul procedurii de dobândire a cetățeniei, infracțiune ce se pedepsește cu amendă de până la 47.500 de lei sau închisoare de până la un an. Luat la întrebări de un localnic din Orhei, premierul Dorin Recean nu a avut răbdare să răspundă la toate și i-a întors spatele, nu înainte de a-i face observație. Prețurile care sunt la ziua de azi, energie și gaz, așa mai departe. Încheiat am ia contracte pe 6 luni cu ciurganul de lumină electrică. Și eu am socotit că cu prețul ăsta de 60 și ceva de dolari, nu știu câte acolo, să îmbrac un leu și ceva de capici, vreau zic să îmbrac așa prețul. Dar spune întrebarea, dar 2 lei și ceva, care, până la 3 lei și ceva care noi plătim, unde-s banii? Dar dacă noi, ca societate, am să jăluim și am să ne urlăim permanent, nică n-am să realizăm. Prim-ministrul avea planificată și o întâlnire cu primarii din Orhei, dar i-a fost interzis accesul în clădirea Consiliului Raional. De ce aflați în jurnal? Din a doua încercare, judecătorii și-au ales 4 reprezentanți în Consiliul Superior al Magistraturii care au trecut prevetingul. A fost ales și un membru supliant. La adunarea judecătorilor de astăzi, reluată după ce a fost întreruptă în luna martie, s-au prezentat peste 300 de judecători, iar procedura de desemnare a noilor membrii CSM a fost prin vot secret.
În urma votării se consideră ales membru permanent în Consiliul Superior al Magistraturii pentru un mandat de 6 ani din partea judecătorilor judecătoriei Șchiopu Vasile, judecătorie Ungheni, 220 de voturi, Chiroleț Ioana, Caraman Sergiu, Frunze Maria, judecătorie Chișinău Centru, 158 de voturi. Judecătorii desemnați au fost aleși prin vot secret de către magistrații prezenți la adunare. Judecătorii votează în aceste cabine prin vot secret. Pe listă sunt 5 candidați care au trecut procedura de preveting. Doar 4 dintre ei vor ajunge în Consiliul Superior al Magistraturii. Înainte de a fi aleși, candidații au ținut discursuri de la tribuna adunării. Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să acționeze ca un scut între sistemul judiciar și presiunile care se exercită asupra acestuia. Maria Frunze a fost aleasă cu 158 de voturi. Ea este judecător din 2017 la judecătoria Chișinău. Anterior a fost grefieră și asistentă judiciară. Un alt magistrat care a câștigat fotoliul de membru în CSM este Sergiu Caraman, de la judecătoria Criuleni, care a acumulat 185 de voturi. Merg într-un Consiliu Superior al Magistraturii care urmează să aibă un cuvânt de spus în ceea ce ține de veting. Vetingul cu care sunt sigur mulți dintre noi nu suntem de acord. Caraman este judecător din 2012, anterior a activat la Soroca, iar din 2018 este judecător la Criuleni. A activat și în cadrul Maișia, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, actualul CNA. Totodată, în CSM se va regăsi și Ioana Chironeț, de la judecătoria Chișinău, care a acumulat 215 voturi. Urmează să asigurăm funcționalitatea Consiliului Superior al Magistraturii, din motiv ca să putem debloca mai multe situații care s-au creat. Chironeț este judecător din 2015, dar din 2018 activează în calitate de inspector judecător în cadrul Inspecției Judiciare de pe lângă CSM. Cu 220 de voturi, cele mai multe, în CSM a fost ales și magistratul judecătoriei Ungheni Vasile Șchiopu. Mă oblig ca toată experiența care o am în domeniu să o aplic pentru a îmbunătăți în măsura în care se pot situația, activitatea din sistemul în care activă. Vasile Șchiopu este judecător din 2003. Din 2012 a deținut funcția de președinte al judecătoriei Ungheni. Tot azi, cu 148 de voturi, a fost ales în calitate de membru supleant în CSM judecătorul Livia Mitrofan. Așadar, din totalul de 12 membri, cât ar trebui să aibă Consiliul Superior al Magistraturii, întrunește în prezent 8 membri, care pot alege noua componență a Curții Supreme de Justiție, fiind evitat astfel blocajul din sistem. Consiliul Superior al Magistraturii este instituția cu rol de garant al independenței justiției din Republica Moldova. Printre alte atribuții, CSM propune președintelui numirea în funcția judecătorilor și procurorilor și monitorizează activitatea acestora. Și de această dată nu au lipsit glumele și replicile acide la adunarea generală a judecătorilor. Ședința a durat aproximativ 8 ore, iar după mai multe dispute au fost aleși președintele, secretarul general al adunării și, ulterior, membrii în Consiliul Superior al Magistraturii. Disputele au început chiar de la începutul ședinței. Judecătorul Curții Supreme de Justiție, Anatolie Țurcan, care la adunarea precedentă a fost ales președinte, s-a arătat indignat că adunarea generală a judecătorilor este prezidată de președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Nina Cernat. Dumneavoastră sunteți un judecător de rând care ar trebui să o luați loc. Deși pretindeți să fiți membru al Consiliului Superior al Magistraturii, sunteți un judecător de rând care ar trebui să o luați loc în sală. Țurcan i-a dat indicații și membrului CSM Ion Guzun, care urma să țină un discurs la tribună. Nu dispunem de suficient timp, cred eu, pentru a procede la audiere, la cuvinte de salut, etc., la planuri mărețe pe viitor. De aceea, chiar și dacă doamna Cernat v-a acordat dreptul să țineți un mic discurs, vă rugăm foarte, foarte insistent și frumos ca acest discurs să nu dureze mult. Vă mulțumesc mult. La doamna Cernat ar trebui totuși să aveți o leacă de simț și să aveți în vedere că adunarea generală a judecătorilor astăzi continuă și nu ați fost nici în drept să vă urcați pe scenă.
Apoi a intervenit chiar în timpul discursului membrului CSM. Noi avem astăzi soluționat alte întrebări, nu audierea, dar examen despre 3 zile care ați activitate noastră, ați pretins că activați în plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Vă rog, încă un minut și finisați. Ulterior, Anatolie Țurcan a anunțat că nu mai vrea să fie președintele Adunării Generale a Judecătorilor. O să găsească jurnaliști ca să zică că nu știu cum se numește magazinele din Europa. Eu asta am făcut-o intenționat. Asta pentru a descărca nervii și a mai descărca singur pe mine. Și nu le-a permis colegilor să se expună. Într-un final, Anatolie Țurcan a fost revocat din funcția de președinte al Adunării Generale a Judecătorilor. Totodată a fost revocat și secretarul general al Adunării cu votul majorității. Judecătorul Curții Supreme de Justiție, Anatolie Țurcan, a candidat și el la funcția de membru în CSM, însă nu a promovat prevetingul. Vizită cu interdicții la Orhei, premierul nu a fost lăsat să intre în sala de ședință a Consiliului Raional, unde a chemat primarii pentru discuții. Astfel, aleșii locale au stat în picioare pe holurile primăriei și s-au plâns de problemele pe care le au. Și localnicii pe care i-a întâlnit Dorin Răcean au vorbit despre prețurile mari la energie și pensiile mici. Premierul i-a îndemnat să nu se plângă și, fără să-i asculte până la urmă, a întors spatele și a plecat. Prețurile care sunt la ziua de azi, energie și gaz, așa mai departe. Sunt încheiat, am ia contracte pe 6 luni cu ciurganul de lumină electrică. Și eu am socotit că cu prețul ăsta de 60 și ceva de dolari, nu știu câte acolo, să îmbrac un leu și ceva de capici, vreau zic să îmbrac așa prețul. Dar spune întrebarea, dar 2 lei și ceva, care, până la 3 lei și ceva care noi plătim? Avem posibilitatea să ne orlăim, să ne jăluim, să îmblăm cu colindatul sau avem posibilitatea să ne mobilizăm și să lucrăm. Dar dacă noi, ca societate, am să jăluim și am să ne orlăim permanent, nici nu am să realizăm. Și după această replică, premierul a refuzat să mai răspundă la întrebările bărbatului. Și încă două întrebări. Deja le-ați epuizat. Nu, vă rog. Iar înainte de a întoarce spatele, i-a recomandat să se înregistreze în audiență și i-a făcut o observație. Dar dumneavoastră încă nu vă faceți bine aritmetica. Să vă luați un calculator de ăsta electric, pentru că văd că cu... electronic, pentru că văd cu abacul s-o ați cam dat un bar. Îmi pare rău că nu vreți să ascultați încă acele două întrebări. După această discuție cu un localnic din Orhei, premierul avea planificată o întâlnire cu primarii din raion, în clădirea Consiliului Raional. Accesul în sala de ședință însă nu i-a fost permis, așa că întrunirea a avut loc pe holul primăriei. Cei prezenți au stat în picioare și și-au spus problemele. Domn prim-ministru, dar 70% din populație suntem în sărăcie. Domn Victor, vreți să vă rugați atât pe scara ce? Da. Da, ia de acolo, vă rog. Nu, eu mă urc aici. Nu, că eu acum îmi plec și nu o să-ți rămâneți singur. Și vă explic de ce. Da? Iată, noi aici ne-am adunat să rezolvăm probleme. Înțeleg problema dumneavoastră. Că guvernul funcționează și noi suntem foarte atenți cu grijile oamenilor. Sigur că trebuie să fie organizat. Îmi pare rău ca orheian că așa s-o primit. Trebuia să mergeți la Consiliul undeva, într-o sală. Trebuie în sala primăriei, am fost anunțat. Crevet nu... au închis accesul. În tot acest timp, președintele Consiliului Raional, membru al partidului Șor, a vorbit într-un live pe Facebook că accesul a fost restricționat pentru că vizita nu a fost coordonată. Faima actualului prim-ministru, de pe timpul când era în slujbă la guvernul Filat, ca ministru al de interne, vă aduceți aminte faimosul slogan de atunci cu capul de asfalt. Așa se exprima actualul prim-ministru despre cei care cumva îndrăzneau să aibă opinie separată. Că unii fac politică din vizita primului ministru la Orhei nu mă deranjează. Alții cu 7 ani de lor de acasă, alte. Și pentru că anterior Ilan Șor a promis să transforme Orhei în Monaco, după vizita sa în oraș, premierul spune că pe dânsul nu-l duci capul și nici nu are capacitățile să facă Monaco. Ceea ce el poate să facă este să fure de undeva și să toarne asfalt în altă parte. Locuitorii din orașul Orhei spun că nu au știut despre vizita prim-ministrului. N-a știut că a venit, avea să-i dau întrebări și chiar să-l iau la mine acasă. Chiar să-l iau la mine acasă, îi deschid șcaful să vadă cu ce trăiesc. El are băietul, că așa străiască,
De la făină la slănină l-au pus. Dar au venit cu mesaje pentru Dorin Recean. Sărășia miecului nu scombă. O să oameni trăiesc greu, nu rău. Dar credeți că aceste vizite ajută cu ceva? Ajută, desigur. Eu, oricum, se întâlnești cu poporul, cu... Acolo ei numai mai știu să... Măcar cât de cât, măcar de Dumnezeu, măcar 0,05% dintre asta și să face să ajungă la conștiința lor acolo sus. La... Ce mesaje ați transmite, dacă l-ați fi văzut? Premierul. În primul rând, la tot sănătate le doresc. Și lui Ușor, și lui Rician, la toată lumea. Au urmat și vizitele la unele întreprinderi din raionul Orhei, care însă au durat doar câteva minute. Aceasta este a cincea vizită în teritoriu a premierului. Trei persoane și-au pierdut viața, iar una a ajuns la spital în urma unui incendiu puternic produs aseară în capitală. A fost nevoie de 5 echipaje de pompieri pentru a stinge flăcările. Deocamdată nu a fost stabilită cauza izbucnirii incendiului. Din imaginile video publicate pe rețelele de socializare se vede că apartamentul arde ca o torță. La fața locului au intervenit 5 echipaje de pompieri pentru a stinge focul. Locătarii blocului de locuit au fost evacuați. Au venit pompierii și au bătut în ușă și ne-au spus că luați-vă actele, închideți gazul, închideți lumina și ieșiți toți afară. Incendiul a izbucnit în acest apartament de la etajul 7 al blocului de locuit de pe strada Pietrarilor. Flăcările au distrus o bună parte a locuinței și au ajuns până la ușa de intrare, unde vedem urme de fum. Polițiștii i-au sigilat ușa, limitând accesul în interior. Apartamentul de la etajul 6 a fost inundat în urma misiunii de stingere a incendiului. Și tot casa a fost plină cu apă. Covoresc-l plut eu pe apă. Să că până la 5 dimineața am făcut curățenie în apartament. Și acum nu știu ce să facem. Locatarii blocului sunt îngroziți de cele întâmplate și spun că în acel apartament s-au mai produs incendii. Cădeau bucăți jarate, că bucătoașii de sus la mine era fereastra deschisă, ușa la cameră, nici n-am văzut că se întâmplă afară. V-ați speriat? E speriat că tremurăm, parcă avem liharatcă. Cunoașteți cine locuia în apartament? Un bărbat singur. Și la dânsul erau, vineau boșchetari. Trăiau acolo la dânsul, îl hrăneau, el de atât și mi-i ține pe dânsul. Toți au venit, toți bieți erau. Nu-i prima dată când la dânsul arde, dar data asta chiar... Apartamentul aparține unui bărbat în vârstă de 60 de ani. Acesta a fost salvat de pompieri și transportat la Spitalul Sfânta Treime din capitală, fiind intoxicat cu monoxid de carbon. A fost internat în secție de toxicologie, la moment starea lui satisfăcătoare, continuă tratament. Trei persoane au fost găsite fără suflare într-una din camerele apartamentului. Identitatea acestora urmează a fi stabilită. Cauzele producerii incendiului se investigează. A furat o mașină, a provocat un incendiu la o stație Peco și a fugit de la locul faptei. Șoferul a fost reținut la scurt timp. Mai multe despre accidentul cu mașina furată aflați în câteva minute. Rusia a lansat azi dimineață un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei. Au fost bombardate mai multe regiuni centrale și sudice, inclusiv capitala Kiev. În orașul Umani, din regiunea Cercasâu, o rachetă a lovit un bloc de apartamente. Cel puțin 20 de persoane au fost ucise și 18 rănite. La Dnipro, o femeie și un copil de 2 ani au fost uciși. În jurul orei 4 dimineața, una dintre rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina a lovit acest bloc de locuit din orașul Umani, din regiunea Cercasă. Momentul în care racheta lovește clădirea a fost surprins de martori. Racheta popala în azi două. Mersi în grăbie, ea de stai. Și ziocla vremelă. Тут спали діти, добре, що ми всі живі, просто ми всі в крові, ми всі, Боже, в нас немає ні вікон, нічого, я так злякалася, я вас не довіжу, не довіжу. Racheta a lovit clădirea când oamenii dormeau, printre morți sunt și doi copii de 10 ani. Bun.
скільки людей знаходиться під завалами, наразі невідомо. Пошукова операція триває, на місці працюють рятувальники, так і добровольці, люди, які просто прийшли допомогти. În imagini se vede că toate mașinile parcate în fața blocului au fost făcute scrum. Ministrul de Interne al Ucrainei a mers dimineața în Umani pentru a supraveghea operațiunile de salvare. Practic знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді проживало, за попередніми даними, 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищені. La Dnipro, o rachetă a lovit o casă privată. O femeie de 31 de ani și copilul ei de 2 ani au fost uciși. Alte două persoane au fost rănite. După o pauză care a durat 51 de zile, rușii au lansat un nou atac cu rachete și asupra capitalei. Un copil a fost rănit în orașul Ucrainca din regiunea Kiev, după ce rămășițele unei rachete au avariat o clădire rezidențială. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că trupele ruse au atacat Ucraina cu avioane strategice Tu-95 din Marea Caspică și au folosit rachete de croazieră greu de detectat. Apărarea aeriană a distrus 21 din 23 de rachete, 11 proiectile în spațiul aerian al Kievului. Pe lângă rachete au mai fost dobărâte încă două drone. Bombardamentele vin la o zi după ce Kremlinul a declarat că salută orice lucru care ar putea aduce mai aproape sfârșitul conflictului din Ucraina, precizând însă că mai trebuie să atingă obiectivele așa numitei operațiuni militare speciale în Ucraina. Rusia a comentat atacul masiv de azi asupra Ucrainei și spune că nu a lovit zone civile, ci puncte de desfășurare temporară a militarilor ucraineni. La rândul său, Moscova acuză Kievul că a bombardat în această după-amiază centrul orașului Donetsk, aflat sub controlul rușilor. Se raportează că 7 persoane au murit după ce un proiectil a nimerit într-un microbus de rută. După atacul masiv cu rachete rusești de dimineață, Moscova acuză Kievul că a bombardat centrul orașului Donetsk, presa rusă difuzând imagini și reportaje ample. Un irmah Ucraina. Zgarila niscălca mașin, zis ranime. După lipsă, să jăbim. Un proiectil a lovit un microbus de rută, iar 7 persoane care se aflau în interior, printre care și un copil, au murit. В автобусе были мирные жители погибли. Primarul din Donetsk, numit de autoritățile ruse, a spus că mai multe localități din regiune au fost bombardate, fiind avariate un spital și clădiri de locuințe. Partea rusă acuză forțele armate ale Ucrainei de atac, în timp ce statul major general de la Kiev nu confirmă acest lucru. Presa ucraineană subliniază însă că Rusia bombardează întotdeauna regiunile ocupate după o lovitură masivă cu victime pentru a devia atenția de la tragedie. Grav accident la o stație Peco din Stăuceni. Un tânăr a furat noaptea trecută o mașină de lux și a intrat cu aceasta într-o bară de suport a unei pompe de combustibil. În urma impactului, automobilul s-a răsturnat, iar șoferul a fugit de la locul faptei. La scurt timp, însă, acesta a fost găsit și reținut. Șoferul s-a dovedit a fi un tânăr de 23 de ani. Făptașul a furat mașina de model Ford Mustang de pe teritoriul unei spălătorii auto de pe strada Ciuflea din capitală. Apoi, din motive deocamdată neclare, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat cu automobilul într-o bară de suport a unei pompe de combustibil de la stația Peco, iar după impact, mașina s-a răsturnat. Toate cauzele procedurii incidentului se stabilesc. În Spania a fost înregistrată cea mai călduroasă zi a lunii aprilie din istoria țării. Au fost aproape 40 de grade în Andaluzia. Ya verá cómo se fue verano. Cuando llegue el verano pues hará mucho sufrimiento, vamos encima cada vez hay menos agua. În timp ce localnicii sunt îngrijorați de cum va fi la vară, turiștii sunt încântați de vremea caldă. Mai multe imagini vedeți în jurnal.
Vladimir Putin are interdicția de a intra în Republica Moldova. Pe lângă președintele rus, pe lista persoanelor nedorite în țara noastră sunt mai mulți oficiali și cetățeni ai Rusiei, anunță prim-ministrul Dorin Recean. La scurt timp după aceste declarații, Moscova a venit cu o reacție scandaloasă. Dmitri Medvedev a spus că Moldova nu mai există ca stat și a acuzat autoritățile de la Chișinău că au vândut țara. Ministerul de Externe a calificat declarațiile drept inacceptabile, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău fiind din nou convocat pentru explicații. Prim-ministrul Dorin Recean a menționat clar că în Republica Moldova există o listă de cetățeni din Federația Rusă cărora le este interzisă intrarea în țară și noi tot îi trimitem înapoi în țara de origine. Lista nu este publică și nimeni care nu trebuie să intre, nu intră. Toți cei care propagă și seamănă război nu sunt bineveniți. Printre persoanele nedorite în țara noastră este și președintele rus Vladimir Putin. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a reacționat la scurt timp folosind din nou retorica agresivă și amenințătoare a Rusiei. Acesta a scris pe canalul său de Telegram că nimeni nu intenționează deocamdată să meargă în Republica Moldova. Medvedev a mai adăugat că țara noastră nu mai există, acuzând autoritățile de la Chișinău că au vândut-o. Responsabilii de la Ministerul de Externe au catalogat drept inacceptabile declarațiile părții ruse și au menționat că nu le vor comenta. Totodată, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnetsov, a fost convocat pentru explicații. La începutul săptămânii, Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat că un angajat al ambasadei Republicii Moldova la Moscova a fost declarat persona non grata, ca răspuns la expulzarea din Republica Moldova unui reprezentant al ambasadei Rusiei la Chișinău. Se întâmpla pentru că acesta a manifestat un comportament nepotrivit la aeroport după ce o delegație din Federația Rusă, în frunte cu liderul Republicii Tatarstan din componența Federației Ruse, a primit refuz de a intra în țara noastră. Relațiile dintre Chișinău și Moscova au devenit tensionate după declanșarea războiului în Ucraina. Autoritățile de la noi au condamnat în repetate rânduri invazia rusă, iar amenințările din partea Kremlinului nu încetează nici până astăzi. Conducerea de vârf a țării a anunțat anterior că Rusia duce un război hibrid în Moldova, fiind zădărnicite de mai multe ori încercările acesteia de a destabiliza situația din țara noastră. CEDO a condamnat Rusia pentru războiul de 8 zile provocat în Georgia în 2008 și a obligat-o să achite despăgubiri de circa 130 de milioane de euro. Judecătorii europeni au considerat că a fost dovedit faptul că Rusia a tolerat în timpul acelui conflict acte contrare Convenției Europene a Drepturilor Omului, cum ar fi uciderea civililor, incendiile, tratamentele inumane și degradante, arestările arbitrare și tortura. Cea mai mare parte a despăgubirilor, 115 milioane de euro, urmează să revină celor 23.000 de georgieni care au fost împiedicați să se întoarcă la casele lor din Osetia de Sud și Abazia. Nu este prima dată când CEDO condamnă Rusia pentru crime comise în conflictul din 2008, însă Moscova nu respectă aceste sentințe. După invazia Ucrainei, Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei. Tenismena Simona Halep a declarat că substanța interzisă găsită în corpul său este rezultatul unei contaminări a suplimentelor alimentare. Românca a oferit primul interviu la 6 luni după ce a fost suspendată provizoriu pentru dopaj. Riscă pedepse grave și basketbaliștii cluburilor Real Madrid și Partizan. Jucătorii s-au luat la bătaie în timpul unui meci din Euroliga. Iar la o partidă de tenis din Madrid, pe teren a intrat un oaspete nepoftit, cu mai multe imagini, dar și detalii despre numele legendarului Pelé. A ajuns în dicționarul limbii portugheze. Revenim la știrile din sport. Vremea extrem de caldă s-a instalat în unele regiuni ale Europei. În Spania, pentru prima dată în istorie, temperatura a ajuns la aproape 40 de grade în aprilie. În Portugalia, termometrele au indicat ieri peste 30 de grade. Vremea neobișnuită de caldă pentru această perioadă a anului s-a instalat în Andaluzia și în alte provincii sudice ale Spaniei. Aproape 40 de grade au fost ieri după amiază la Córdoba, iar la Sevilla, unde s-au înregistrat 37,8, un cal înhămat la o caleașcă a murit din cauza vremii caniculare. Imagini postate pe rețelele de socializare au surprins calul în timp ce agoniza și trecători adunați care încercau să-i dea să bea apă. Încercările lor de a-l resuscita au fost zadarnice, iar animalul care s-a dovedit că era bolnav a murit mai târziu. Acest val de căldură este considerat istoric. Temperaturile asemănătoare cu cele din iulie îi fac pe locuitori să se teamă de sosirea verii. Deja era cum și fost veranul. Când llegue el verano, pues ahora mucho sufrimiento, vamos encima cada vez hay menos agua. Para el mes que es todavía tenía que estar lloviendo ahora, no.
Nu este todavía. Turiștii sunt însă încântați de temperaturile generoase din aprilie, mai ales cei din Marea Britanie, unde e frig și plouă mai mereu. Love it, absolutely. It's been so cold and wet at home. Even the day we went to the airport, it was raining. 10 degrees, pouring with rain and windy. And then we landed in Almeria to beautiful sunshine. It's lovely. Și turiștii aflați la Lisabona au fost alintați de temperaturi de vară care au trecut de 30 de grade. We do love it, but it's really early and it's really hot. Din cauza căldurii timpurii, autoritățile se tem și de incendiile de pădure care anul trecut au provocat pagube în toată Europa. Franța a început să se pregătească să le combată cu o lună mai devreme decât de obicei. Salvatorii efectuează exerciții care implică echipamente terestre și aeriene. O iarnă neobișnuită de uscată se adaugă acum la alarmă. Din cauza precipitațiilor rare, solul se usucă. Spania a avut precipitații mai puțin decât media timp de un an și jumătate. Acest lucru a provocat deja o secetă. Rezervoarele sunt doar pe jumătate umplute, iar în unele regiuni din nord-estul și sudul țării doar pe un sfert. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează prima semifinală României au talent. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară minunată!